Sclavia nu a dispărut în România. Procurorii de ICOT au descins azi dimineață la domiciliile unor traficanți de persoane din județul Argeș. În urma perchezițiilor, procurorii au găsit 5 victime legate în lanțuri ca niște animale, dintre care 2 minori cu vârste cuprinse între 10 și 12 ani. Procurorii DICOT și polițiștii au efectuat astăzi 40 de percheziții în județul Argeș, la mai multe grupuri infracționale organizate, specializate în săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane și trafic de minori. Cu ocazia perchezițiilor domiciliare efectuate în cauză, a fost găsită și ridicată suma totală de 228.000 de lei, aproape un kilogram de bijuterii din aur, 9 drujbe, precum și 3 autoutilitare, care au fost folosite în activitatea infracțională. De asemenea, au fost depistate 5 persoane vătămate legate în lanțuri, respectiv 3 adulți și 2 minori, cu vârste cuprinse între 10 și 12 ani. Procurorii mai susțin că de cele mai multe ori victimele nu primeau mâncare, iar când primeau, li se ofereau resturi alimentare, erau legate cu lanțuri sau chingi, sau încuiate pe timpul nopții ca să nu fugă. Pe întreg parcursul procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.